În continuare o să vă arătăm cum se lipește corect autocolantul, folia de geam cu apă. După cum vedeți, pe spate folia are niște caroiaje, în așa fel încât o putem decupa foarte ușor la dimensiunile necesare. Am decupat-o deja la dimensiunile de care aveam nevoie, nu arta decupajului era scopul acestui tutorial. Pentru început o să udăm geamul cu apă din belșug. Folosiți un pulverizator simplu, după care vom uda și autocolantul pe partea cu adezivul. De ce cu apă și nu simplu? Veți vedea imediat. Acum lipim folia pe geamul ud. Poziționăm corect. Acesta e scopul, pentru acesta este motivul principal pentru care lipim cu apă. După cum vedeți, o putem ridica foarte ușor și o putem repoziționa de câte ori vrem. Ea nu rămâne lipită, nu se îndoaie, așa cum se întâmplă când lipim fără apă. Acesta e principalul motiv. Al doilea, bulele de apă, după cum veți vedea, se scot foarte ușor de sub autocolant. Puteți utiliza un card bancar, un card de credit pentru a scoate bulele. Foarte ușor, cu mișcări bine, scoateți apa de sub autocolant. Iar acum, autocolantul este lipit. Mai trebuie doar să ștergem apa de pe el. Și decorarea este gata.